primul rând, dacă un om începe să fie atent la ce zice, și cred că asta e începutul rugăciunii, să încep să fie atent la ce zici, să nu o zici ca pe o formulă, ca pe ceva, ca în vrăjitorie. Zici o formulă într-o limbă oarecare și nici nu știi bine ce zice acolo, dar trebuie să se întâmple. Foarte mulți dintre noi ajungem sau am trăit rugăciunea de multe ori de tipul ăsta, vrăjitoresc aproape, dar dacă încep să fii atent la ce zici și mai ales dacă încep să personalizezi ceea ce citești acolo. De exemplu, citești în psalm și zici că în lacrimi m-am culcat sau am dormit, niciodată nu am adormit în patul meu fără de lacrimi. Acum parafrazez, nu se zice chiar așa, altfel, dar în sensul ăsta. Tu îți dai seama că de fapt minți dacă zici doar așa. Acolo ar trebui să te oprești, să zici: Doamne, eu nu fac asta decât o dată pe an sau de două ori într-o viață, și să treci mai departe. Și să zici că n-am dat somn ochilor mei și tâmplelor mele până când nu voi face casă lui Dumnezeu, până nu voi construi, adică să construiești în inima ta casă lui Dumnezeu. Păi da, eu am dat somn nenumărat. Și cumva, începând să fii atent la ce zici, îți dai seama că mare parte din ceea ce zici s-ar putea să fie o minciună sau o exagerare, și până și pocăința sau umilința pe care o exprimi tu acolo prin cuvintele Sfântului sunt minciuni pentru că tu nu le simți așa. Și acolo ar trebui să te oprești să zici: cel mai păcătos dintre toți sunt eu, Doamne, nici asta nu o prea cred. Eu, așa zice Sfântul Ioan Gură de Ordine, nu o prea cred. Ajută-mă să o cred. Și cred că de aici începe tot. De la această atenție la cuvintele rugăciunii pe care le spunem și la personalizarea lor. Păi cum zicea Părintele Teofil Părianu, nu poți să zici înger îngerașul meu la 80 de ani. Deși mai sunt care zic asta. Eu sunt mic, tu fă-mă mare și lucruri de felul ăsta care... nu merge, deși, într-un înțeles spiritual, poate să fie până la sfârșit această rugăciune, pentru că noi totdeauna suntem mici spiritual și cerem de la Dumnezeu, prin mijlocirea Sfinților și a Îngerilor, să ne facă mari. Dar, totuși, una este rugăciunea copiilor, care au o viață în față și se roagă și care au mai puține păcate, să zicem, n-au avut timp să păcătuiască, n-au avut experiențe întunecate, și se roagă pentru cele ce urmează să fie, pentru cei care o crotesc, pentru părinți, pentru bunici, pentru... Și alta e rugăciunea unui matur sau unui în vârstă care deja are păcate în spate și căruia îi se potrivește mai mult psalmul 50, să zicem, sau alți psalmi de pocăință sau alte rugăciuni de pocăință, și care cere măcar pentru cât i-a mai rămas de trăit să îi se mai dea timp de pocăință, și diferențele sunt mari. Și mai ales la bătrânețe, ni se potrivește totdeauna rugăciunea tâlharului de pe cruce. Pentru că știm că nu mai avem timp sau poate foarte puțin, nu știm cât. Da, sunt diferențe. Totdeauna când urmăresc la televiziune reclamele și informațiile din partea guvernului, de pildă că trebuie să se spele oamenii de două ori pe zi, pe dinți, că trebuie să se spele pe mâini, că trebuie să și că toate sunt absolut necesare, și mă gândesc, asta ar trebui de fapt să... Noi ar trebui să continuăm și cu niște informații legate de partea spirituală, că ar trebui măcar de două ori pe zi să se roage, că ar trebui înainte de a mânca să se roage, că ar trebui să-și aducă aminte de mila lui Dumnezeu, lucruri care cumva sunt foarte importante, adică urmează o zi, ce se va întâmpla cu mine ziua asta, de cine depinde ceea ce urmează? De mine într-o anumită măsură, dar de fapt 99% depinde de mila lui Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu nu va binecuvânta, nu va ieși nimic. Și după ce se termină ziua, ce fac cu ceea ce am adunat, rău și bun, dar mai ales rău? Îmi rămân în cârcă toate sau cer mila lui Dumnezeu ca ele cumva să fie ridicate de el? Și atunci e o chestie de sanitară la nivel spiritual, de a te ruga și înainte a mânca, până și mâncarea care devine tot mai plină de euri și care nu mai e mâncare, cum să ne ferim de urmările de boală care ar putea veni, bolile care ar putea veni în urma mâncării, dacă nu ne rugăm înainte ca să o binecuvinteze Dumnezeu, să transformăm până și o travă, dacă e nevoie, în ceva care să nu ne facă rău.